Din păcate, numărul mare de persoane depistate pozitiv cu coronavirus a condus la numeroase măsuri care au afectat toate domeniile de activitate. Unul dintre acestea este domeniul artistic. În această perioadă, spectacolele nu mai pot fi organizate cu public, astfel că trebuie regândite. În aceste condiții, pentru a respecta măsurile pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, Filarmonica Pitești a trecut la scenariul 2, la organizarea concertului fără public. Primul astfel de spectacol a fost susținut joi seară și a fost transmis live în mediul online. Săptămâna viitoare, tot joi, pe 19 noiembrie, va fi organizată ediția a noua a Festivalului Tinere Talente, care va putea fi urmărit tot online. Alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea, vor evolua elevi sau studenți din Pitești sau din țară.